diverse. Ce impresionante smiley. Da. Aici am grăbit un pic. Da. Deci n-am pus pedala. Să poate nu s-a auzit. Aici mi-a făcut cum ai intrat. Mie nu-mi place cum se audă. Aici nu se audă foarte bine la fel. Ce nu-ți pare bine. Aici e la fel rapid, nu? S-a simțit. Da. Asta e bine. Da. Și mi-am închis cursul. Așa luat eu cam repede în mine. Foarte bun! Și mi-am zis să-l curvăt. Bine că n-au putut să mă am zis postul. Păi le-ai auzit cum a țipat ăsta micu? De ce toată lumea zice că sunt micuț? Da. Foarte frumos. Eu am luat-o un pic mai departe, foarte repede am luat-o eu, și el a greșit un pic, n-a bătut un tocmicioc. Le-au plăcut super mult și ei spuneau că voiau să ne dea Golden Buzz. Niciun comentariu de la verișorul nostru. Eram în camere separate. Noi eram pe Zoom cu colegi de la pian și se uitau cu mine la momentul ei și la alți participanți. Ce a însemnat pentru voi experiența de la România au Talent? Mi s-a părut foarte utilă și din emoțiile mele am simțit că încă nu știu chiar ce am simțit, numai că mă simțeam că explodez în mine de emoții. Când am intrat pe scenă, când am fost în backstage cu Pavel, da, atunci aveam cel mai multe emoții. Dar când am intrat pe scenă, am început să vorbim cu jurații. Ne-au dus așa puțin emoții, da. Dar încă multe. Și emoțiile sunt bune. Eu am început să cânt cu mâinile pe tablă, pe pereți, pe mese și părinții mei au spus să mă dea la pian. Și el. Și eu băteam cu focurițe și cu... Bunicurițe, în masă. Mă dădeam cu pomul în masă. Mă uitam la concerte, la toboșari buni. Și am mers la concert. La Bon Jovi, vădeam cu porcolițe acolo în masă. A fost și la Metallica, acum 2 ani sau... Da, 2 ani. Adea are un concurs online cu mai multe copii în alte țări. Este internațional și acum așteptăm răspunsul. Adea e cea mai mică din concurs sau din țara asta, din concurs care am trecut mai departe. Din țară. Da. Dar spuneți-mi, unde visați voi să ajungeți? Eu visez să cânt cu mai multe trupe, Metallica, Dream Theater și Guns N' Roses. Tu? Iar eu să cânt cu multe viori. Cor? Cu vioara. Îți place?
Da. Ne mulțumim foarte mult pentru că ne-au susținut, ne-au felicitat. Da. Și mulțumim și foarte mult juraților că ne-au apreciat momentul, au apreciat munca noastră și... Da. Cam așa.